După ce la finele săptămânii trecute, Direcția Județeană pentru Agricultură Giurgiu, Prefectura Județului și Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură au organizat evenimente de tip piețe volante, atât în Curtea Daș cât și în parcarea adiacentă Pieței Centrale Giurgiu, vineri 3 iunie, în cea de-a doua locație menționată, Direcția Județeană pentru Agricultură, alături de Primăria Municipiului Giurgiu, au decis ca și în zilele de vineri să existe o piață volantă. Așa cum am promis, încercăm să continuăm aceste evenimente organizând piețele volante în incinta parcării din piața centrală, unde, conform cererilor consumatorilor, dar și a celor care produc, avem posibilitatea să promovăm produsele agroalimentare autohtone, adică ale giurgiuvenilor, către giurgiuveni. Este adevărat dificil, delicat, dar cu bunăvoință și perseverență sperăm să facem o continuitate pentru astfel de evenimente care să ne asigure că noi am depus tot ce ne permite pentru a le promova produsele acestor producători autohtoni, dar și pentru a-i determina pe giurgiuveni să consume produsele de la acești giurgiuveni care au reușit să demonstreze că pot face producții bune, de calitate și că vin cu tot dragul să le ofere pentru a le consuma cu plăcere și cu siguranță. Producătorii prezenți la evenimentul de vineri au venit din mai multe zone ale județului nostru, iar în ceea ce privește produsele aduse de aceștia, giurgiuvenii găsesc atât roșii, castraveți, cireșe, ceapă, dovlecei, cât și produse din carne sau de brutărie și vinuri aduse de la crama domeniile Bogdănescu din comuna Izvoarele. Vorbim și nouă puțin despre produsele cu care ați venit astăzi. Da, domn, sunt ale noastre proprii. Da? Da, din câmp, avem unde avem pepeni. De cât timp vă ocupați de zona asta a agriculturii? De mult, de mult de tot ne ocupăm, să știți. Că sunt ale noastre și n-am pentru ce să mint. Asta e greu? E greu, mamă, și la adunat și la toate alea greu, să știți. Nu e chiar ușor să adun căpșună sau cireașa, da. Sunt niște producții destul de dificile, să spunem așa. Să știți că nu e plătit. Nu e plătit, doamnă, să știți. Cu munca care o muncim, în câmp și avem șupuț, avem de toate acolo. În ce zona județului veniți? Concești. Da, aparține în Dăstănești. Vorbiți-ne și nouă puțin despre produsele pe care le-ați adus astăzi. Am adus produse de la noi din solar, roșii, dovlecel, ceapa, bineînțeles că. Și ce să vă spunem? Din ce zona județului veniți? Din malul. Este greu? Foarte greu. Tratamentele foarte scrumpe. S-a scumpit carburanții. E cam greu. Dintre munca fizică, să spunem așa, și partea financiară, în momentul de față este cea financiară mai grea decât cea fizică? Păi, bineînțeles că cea fizică e mai grea decât... Și... Cum putem să ne descurcăm? De cât timp sunteți în această zonă a agriculturii? De vreo 30 ceva de ani. Copiii vă moștenesc? Da, da, da. Ei sunt acum. Eu îi ajut cu ce pot. Având în vedere interesul incontestabil al giurgiuvenilor față de calitatea produselor agroalimentare, dar și față de accesibilitatea prețurilor acestor produse, Direcția pentru Agricultură Județeană Giurgiu dorește permanentizarea acestor tipuri de evenimente, astfel încât cetățenii să aibă acces la produse naturale și sănătoase provenite direct de la producătorii autohtoni.